Dacă Partidul Socialiștilor nu va participa la formarea majorității parlamentare, Republica Moldova va avea probleme în ceea ce ține de sectorul energetic și de exporturile către Rusia. De această părere este președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. Potrivit lui, la momentul actual există multe subiecte în discuție cu Federația Rusă. Între acestea, exporturile, tariful la gaz, migranții moldoveni aflați pe teritoriul Rusiei. Șeful statului a amintit că până la 1 iulie este în vigoare o înțelegere cu autoritățile ruse privind exporturile fără taxe a 5 categorii de produse. În lunile ianuarie-februarie, exporturile de mere, de exemplu, spre Federația Rusă au crescut esențial, au explodat, a declarat Igor Dodon. Președintele spune că înțelegerea de mai departe depinde de ce majoritate parlamentară se va forma. Șeful statului a mai amintit că la 1 ianuarie 2020 se încheie contractul de livrare a gazelor din Federația Rusă către Republica Moldova, iar până atunci guvernul trebuie să discute cu autoritățile ruse despre semnarea unui nou contract. Și acest guvern, majoritate parlamentară sau partener, trebuie să fie credibil pentru ruși. Ei nu o să discute cu oricare. Dacă nu va fi un guvern, o majoritate parlamentară unde vor participa socialiștii, atunci credeți-mă că noi vom avea probleme cu aceste lucruri, a mai adăugat președintele. Potrivit lui, pe subiectele energetice, situația nu este deloc simplă. Aceeași situație este și la exporturi și la tarife, dar și în ceea ce ține de resursele energetice până la sfârșitul anului. În opinia șefului statului, pentru a gestiona această situație, pentru a găsi soluții, unica rezolvare este ca la guvernare să fie socialiștii, pentru că socialiștii sunt parteneri în care are încredere Federația Rusă, a opinat președintele. Amintim că la recentele alegeri parlamentare, niciuna dintre formațiunile politice care au acces în Parlament nu au obținut suficiente voturi încât să formeze de una singură o majoritate legislativă. Totodată, până la ora actuală, nu a fost anunțată crearea unei coaliții de guvernare.